Bună ziua, dragi prieteni din România, aici este Earth Measured. Aș dori să vorbesc cu voi despre traiectoria lunii. Am vorbit până acum despre traiectoria soarelui. Am văzut faptul că este un con, o spirală care se inverte asupra unui con. Luna are o traiectorie foarte similară. Este practic același con. Vom vedea în videourile următoare faptul că nu este exact la fel, totuși este foarte asemănător. Și problema este faptul că Luna are o mișcare un pic mai diferită cu privire la timpurile cu care Luna se mișcă asupra acestui con. De fapt, în timp ce Soarele trece de la un tropic la celălalt tropic în 6 luni și apoi merge din nou sus în 6 luni, Luna face de la un tropic până la celălalt tropic în care orbita este mai joasă în 27 de zile. 27 de zile face dus și întors, deci mai puțin de 14 zile trec de la un tropic până la celălalt tropic. Acest lucru este datorită faptului că Luna are o viteză periferică mai lentă de Soarele. De fapt, Luna pierde în fiecare zi 12 grade în relație cu Soarele. Soarele este mai încet despre stelele cu 1 grad pe zi. Și Luna, oricum, are o mișcare mai repede în relație cu Soarele cu privire la acest con, pentru că îl percurge în numai 14 zile și ceva mai puțin. Și acest con poate să fie verificat, puteți să verificați și voi și dumneavoastră acest con cu un mic sextant, puteți să măsurați angolul unghii de înălțime al lunii când aceasta este înaltă și când este joasă de la latitudinea dumneavoastră și veți vedea faptul că luna merge sus și jos, sus și jos, percurgând un con, această traiectorie conică, o spirală care se inverte asupra unui con. Și nu numai, acest con se schimbă pe parcursul anilor, face această mișcare, are o inclinație care se schimbă pe parcursul a 18 ani și această mișcare de 5 grade, deci 2 grade jumate sus, 2 grade jumate jos, se numește librațiune în latitudine al lunii. Nu știu în română cum se spune, în italiana la librazione di latitudine, in romana nu știu. Și este important să studiem aceste lucruri pentru că ne permite să vorbim cu astronomii, cu astrofizicienii despre unele lucruri importante și așa suntem în stare să dovedim faptul că toate mișcările ale planetelor, ale Soarelui, ale lunii po sunt posibile pe un pământ plat. Deci, luna percurge un con în 27,32 de zile. Acest con este o traiectorie conică care se inverte pe un con între un tropic și celălalt tropic și acest con nu este mereu la fel, ci se schimbă cu un ciclu de durată de 18 ani. Acest lucru are legătură deci cu mișcarea lunii. În videoul următor vom vorbi mai detaliat despre orbitele și despre măsurile lunii. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și în acest video. La revedere și o seară bună! Ciao!